Hai că am terminat cu stresul, cu toate problemele pe care le-am avut și revenim să postăm periodic și tot ce se poate pe acest canal. Repet înainte să dăm drumul la un nou episod de Naruto că dacă aveți idei de rezumate, idei de seriale, eu deja planific câteva exact cum am spus în toate episoadele, sunt aproape gata, mai au puțin și vor veni la lumină. Până atunci, haideți să dăm drumul la un nou episod din Naruto. Cum vă amintiți episodul trecut, Naruțelu a intrat într-o mică depresie și a plecat de acolo pentru că Raikage nu a vrut să-l ierte pe Sasukelu. Aici, la Naruțelu, vine Madara. Really Bineînțeles că frații nostri Kakashi, Yamato și toată Shatrabens nu-l lasă pe Madara să discute prea mult și este prins cu un Cidori slash Raikiri slash Lightning Blade slash cum naiba îi zice Kakashi. La urmă, păștea s-a acolo, ca, ca și că nu te lasă să scapi. I-am o rup capul, n-a rupt-o drecu. Până la urmă, zice Madara, bă, stați un pic, eu am un plan B să ne batem, dar eu am doar să vorbesc, nu să ne batem. Pe, hmm. Bă, păzețul a prins Raikage și vrea să-i rupă capul, dar al întâi întreabă, bă, unde-i Sasuchelu, că vreau să-i rup eu capul, zețul e, bă, lasă-mă, bă, puțin, că nu e chiar așa. Acolo, în subsolul cal, locul unde s-au întâlnit ăștia la Kage, Karin, Suighetsu și Sasuke sunt pregătiți de luptă, scandal, bla 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 și Karin zice, bă, simt că să pregătesc ăștia de bătaie, cred că ne caută. Nu, Karin, nu vă caută. Replica lui Suighetsu, dar de ce ne caută? Bă, voi sunteți idioți, tocmai ați intrat în summit-ul Kage și Sasuke vrea să-l omoare pe Danzo. Oare de ce vă caută? Sasuke deja a luat niște arfe de copii răsfățați și zice că, bă, sunt cam iritat în momentul ăsta, așa că atacați-mă și nu o să dau înapoi. apoi. Asta le-a spus gărzilor din această clădire. Până la urmă îl găsesc pe Sasuke lui băieții noștri din summit summitul Kage și Rai Kage zice, bă, o să-ți arăt eu adevărata furia fulgerului și bla 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 ce mai e acolo ăștia aici la atacă, pe sasuke cu Lightning Style, stilul Fulger. Și la fel ăsta, la al altul zice că, șefule, informațiile sunt reale. Sasuke are și Fulger și foc. Băi, și prost, puteți doar să te uiți pe actele lui. Da, mă rog. Băi, ăștia, palu Raikage, vor să-l facă pe sasuke bucățele și pare că totul e praf. Dar, de fapt, este doar un Genjutsu. Jugo, genjutsu. Karin, cu abilitățile ei șmechere de cămătar interlop care simte orice, îl caută pe Danzo cu chakra și Sasuke zice, bă, găsește-l pe Danzo, dar ăștia vor să o omoare și pe Karin și pe Sasuke și pe toți. Bă, e atât de greu pentru bietul sasuke elu, să facă ceva în momentul ăsta? Aici la discuție au rămas ăștia alălții, Kage, dar Raikage a plecat după Sasuke, dar au rămas ăștia la alții. Și îl ceartă pe Danzo acolo că nu mai ești credibil, că ai încercat să ne manipulezi, să ne păcălești, tipa aia, Mitsukage sau cum mai bocheam pe tipa aia, ai zis de că bă Danzo îți rup eu capul dacă mai faci manevre de-astea. Că Danzo încearcă să o dea la pace acum, că nu, că eu am făcut asta ca să protejez statul și toată lumea și Nobi, că eu nu vreau să fac rău nimănui, bă tași ce vine gara, că dacă nu ne putem crede măcar între noi, ce drept facem noi contra un război? Bravo gara, a venit omul inteligent în discuția asta. Ne întoarcem la lupta noastră clasică din partea alta, unde Sasuke și băieții sunt cam dominați de echipa lui Raikage. Da, da, băieții de la Fulger, țara norilor, cum dracu să numesc ăștia, îi cam domină pe Sasuke, Karin și Jugo și Suigetsu, însă... Jugo turbează și își face dambla lui de asasin făcut de Orocimaru cu semnul cu Jugo bate tot. Pe al treilea front și nu ultimul, Madara le-a spus lui Naruțelu și băieților povestea lui Itachi. Acea poveste pe care i-a spus-o lui Sasuke și, bine, este o semi-minciună. Abia aștept să termin seria Naruto, gen să ajung și eu la final, ca să pot să fac alte clipuri speciale Însă și despre caractere, deși probabil vor veni mai repede acele clipuri. Însă și Madara le mai spune o poveste lui Naruto și băieților, le spune despre tatăl Shinobi, The Sage of Six Paths. Oh, nu o să spun frate Eremito celor șase căi că sună de căcat. Exact cum i-a spus și lui Sasuke povestea, spune faptul că au fost doi copii născuți, Ashura și Indra, care s-au luptat tot timpul ca un blestem, exact povestea pe care o să o aflăm mai târziu de la și nu vă spun cine. Și bineînțeles că Madara spune că, bă, Ashura și Indra, Hashirama și eu, și acum Naruto și Sasuke. Blestemul merge mai departe, trebuie să câștige unul. A aici, haideți să discutăm un pic, să facem o mică teorie. Nu prea are logică ce ce Madara, că el cu gura lui a spus că această profeție se îndeplinește în momentul în care cei doi se luptă și unul învinge, celălalt moare. Păi stai puțin, bossulache, dacă profeția e împlinită în momentul în care unul moare. Hashirama nu a murit în luptă și se zvonea că ai murit tu. Deci asta înseamnă că tu nu ai murit, deci profeția nu s-a împlinit. Bine, știm adevărul cei care au văzut Naruto, dar eu merg pe teoria asta acum. După explozia lui Jugo, Raikage face un Blinding Blade ca a lui Kakashi doar că de 1431 de de ori mai mare și este pregătit să-l omoare definitiv pe Sasuke. În momentul exploziei, Sasuke cu ajutorul Mankyugyu Sharinganului activează Susano. Aici Sasuke inventează primul jutsu făcut cu Amaterasu. Amaterasu fiind acele flăcări negre care nu se sting niciodată, vă mai amintiți. E, de obicei Itachi le folosea prin, pur și simplu, le implanta și ardeau. E, Sasuke deschide prima evoluție Amaterasu și anume Flame Control. Și anume Inferno style -ul. Interesant asta. Înainte ca flăcările Amaterasu să-l ardă pe Kazekage exact ca pe un porc la proțap, apare Gara și spune că vrea să discute cu Sasuke. Gara îi spune că, băi, Sasuke, eu am ajuns la concluzia că răzbunarea nu o să ducă la nimic bun. Adică ți amintești când ți-am spus că avem aceiași ochi, ochii de răzbunare? E, uite că eu mi-am pus lentile de contact și nu mai am ochii. Okay. Nu, glumesc, n-a zis asta. A zis doar că uh, răzbunarea nu duce la nimic bun și faptul că s-a schimbat l ajută și a devenit Kazekage. Nu doar undeva pe Sasuke. Fiți pe fază că urmează parte poetică, în care uh, Gara îi spune că, băi sasche, niciodată nu e prea pe târziu pentru tine să te întorci din întuneric. Uh, deschide ochii și fi fii una cu natura, ce dracu ce Gara acolo, dar la care sasche replică foarte mișto, uh, am închis ochii de mult și acum sunt în întuneric. Atât, atât îi spune sasche. Și acum mai să ne mai distrăm puțin. Madara îi spune că băi, naruțelul tu o să te bați într-o zi cu Sasuke și nu va muri și pleacă. În partea el fii fiți ce face sasuke -ul. Vrea să-l atace pe gara, însă nisipul gara e destul de puternic cât să țină amaterasul. A început bătaia. Gara aruncă cu sand shower baraj. Uh, uh, stai, asta se traduce dușul, barajul dușului de nisip. Bam! Ce nume! În timp ce sasuke -ul face susanou ca să-l bată pe gara, din apă iese Killer B. Mai știți că Killer B a fost atacat de Sasuke și Taka și era să moare și el s-a sacrificat, mă rog, și-a sacrificat un tentacul transformat în Killer B ca să scape. Mamă, cât de greu e asta. Repetăm. Sasuke cu echipa l-a atacat pe Killer B. Killer B ca să scape și a transformat unul din tentaculele lui 8 ca să poată să scape. Și el a rămas în apă blocat timp de vreo 23 de episoade, 4 capitole de manga și vreo 2 săptămâni. Me. După ce Madara a plecat, Kakashi spune că este interzis să se discute cu oricine despre ce s-a discutat cu Madara. Deci Kakashi e inteligent și spune, bă, gata, nu spunem la nimeni, suntem în mijlocul unei posibile încercări de război, așa că nu avem timp de prostiile lui Madara. În timp ce se bate cu gara și toți băieții, Sasuke urlă la Karin, bă, deschide, bă, ochea okay, de ce găsești tu și găsește mi-l o dată pe Danzo. Care bine, îl găsesc. Mitsukagi asta e sare și ea la bătaie în lupta cu Sasuke. Până la că îi face complimente și îi spune că voi ce sunt foarte frumoși. Asta cred că l-a cunoscut și pe Itachi, dacă nu mă înșală pe mine memoria. Trebuie să văd într-o carte specială a lui Itachi. Mă discutăm în episoadele despre Itachi. Și până la urmă să bate Sasuke cu asta. Lava vs. Pamaterasu. Mă, deci Mitsukagi asta e super șmecheră. Până care are trei tipuri de Uh, abilități, respectiv foc, pământ și apă. Mai are și două cheche genkaiuri, vapor style și încă ceva. Wow! Ah, lava style! Wow! E un fel de acid sulfuric, acest gaz al vapor style-ului. Wow, e super puternică tipa. Style, dismantling, jutsu. Se bagă și pensionatul asta de Tsuchikage cu particular style, chestia aia care poate să vaporizeze în mii și mii de particule orice. Stați un pic că nu-i chiar așa. În înainte să fie vaporizat Sasuke de acel jutsu, fratele nostru Madara l-a trimis cu ajutorul acelui jutsu de teleportare într-o altă dimensiune. Și a venit el. My name is Madara Uchiha. Un... Aproape un capitol întreg este discuția între Madara și cei cinci Kage. Mă rog, sunt patru unde -i Danzo. Ok. Uh, haideți să facem o sinteză să fie mult mai ușor pentru cei care vizionează acest videoclip. Bun, Madara explică povestea bestilor cu coadă. Faptul că Sage of Six PATHS a creat cele 9 bestii. O coadă, două cozi, trei cozi și până la 9. 9 fiind vulpea cu 9 cozi a lui Naruto, 8 fiind uh, cela lui Killer B, 1 fiind cel lui Shukaku și restul le vom întâlni pe parcurs. Tot aici, Madara povestește cum a fost creată lumea, cum ce a vrut Haguromo Otsutsuki, respectiv The Sage of Six Pets, cum a vrut el să fie pace, să aducă totul la un nivel. Bineînțeles, nu a spus nimic despre elementul principal al acestei povești. Bravo, Madara! În continuare spune despre Infinite Tsukuyomi, dar el îi spune Tsukinomi. Tsukinomi este un proiect pe care Madara dorește să-l facă. Pe românește, cu ajutorul bestilor cu coadă, tuturor celor nouă, dorește să-l trezească pe 10 cozi, adică scumul la celor nouă bestii și pur și simplu să facă un genjutsu pe lume ca totul lumea să fie într-un vis și atât. Adiu. I pe Madara? Declară război. În partea asta, după ce Madara pleacă, pentru că cam doare în cur de ei și pleacă, vorbesc Kage, bă, e ce pe stare Trebuie să ne unim, să facem alianța și nobii și să ne apărăm, nu? Ăsta la altul Raica Ce? Cum să lăsăm Akatsuki să fa ne dea bully? Exact așa zice. Că să ne dea bully. What the fuck? Cum adică să lăsăm Akatsuki să ne dea bully? E, până la urmă gara ce băi, trebuie să formăm alianță, că altfel ne calcă ăștia în picioare. Să fază, că ăștia zic, domne, Danzo e un terminat, nu trebuie să fie asta Hokage, băi, el s-a și fugit. Până la urmă, băiatul nostru, Gara, zice, băi, am eu o idee. Cunosc eu pe cineva care ar trebui să fie liderul satului Konoha și merită asta. Ăsta la Tora e ce cine? Ăsta Kakashi de Sharingan Warrior, cel mai Warrior Sharingan Warrior, dacă care să zic asta. Naruto, I need to talk to you right now. Înainte să vedem ce vrea Sakura să vorbească cu fratele nostru Naruțelu, avem aici ultima decizie, faptul că va conduce această luptă împotriva lui Madara moșulic ăsta Tsuchikage, iar Gara este în sărcinat să ai grijă de Naruto. I love you, Naruto. Hai să vă fac eu un rezum mai repede. Sakura începe. Când o fată simte ceva pentru un băiat, va face orice pentru a o avea. Sasuke nu m-a meritat. Sasuke e un nenorocit. Nu merită asta. În timp ce tu, Naruto, mereu mai plăcut și mereu mai apărat. Mereu mai vrut dar eu am fost proastă și te iubesc. Asta i-a zis Sakura lui Naruto. Spune că Naruto nu o crede și spune că nu o crede și că minte și că nu știu ce e în capul ei, dar el vrea să-l salveze pe sasuke -lu. Nu neapărat pentru acea promisiune, ci pentru faptul că vrea să-l salveze. Sakura se enervează, domne, face un teatru de la că am venit să-mi spun sentimentele și tu nu mă crezi, și pleacă. Până la urmă, Kiba zice, băi, Sakura, ce facem, îi spunem adevărul că am venit, de fapt, să-i spunem că vrea să-l oborâm pe Sakura-i dă mare bucată și pleacă. În timp ce Naruto refuză iubirea vieții lui, Killer B vrea să meargă spre casă, știi, și dă -na să nască cu chisame. Băi, lupta dintre Killer B și Kisame e o luptă super mișto pe care vă recomand să o vedeți animată. În manga sunt câteva imagini interesante, însă nu e chiar așa de captivantă dacă nu o vedeți animată. Eu nu pot să o pun pe YouTube, bineînțeles că vă dați seama cât de ușor mi-ar pica canalul și contul. Așa că vă fac eu un rezumat. Se bată ăștia ce se bat aici, a Tales, adică Killer B, activează o a mod, vorbește cu vulpea lui ăsta, mă rog, e caracație, unui vulpe. dați înțeles o idee. Ăsta la altul Kisame și a face nebunii până, până, când sabia, Samehada, îl trădează pe Kisame și știe că vrea să plece cu ăla. L-a trădat nevasta, Ernest Francis Canalde. Bun, în continuare, Sakura pleacă din partea de la Naruto, rămâne Sai, mă rog, clona lui Sai care le spune adevărul, faptul că echipa, Kiba, cine mai era pe acolo, Lee, toți băieții, vor să-l omoare pe Sasuke. Asta vor ei să facă, Sai spune tot adevărul, Naruțelu leșină. Ah, înainte să leșine, am zis că Naruto leșină, da, bun, chiar înainte să leșine, vine gara împreună cu băieții și le spune tot ce s-a întâmplat la summit. Faptul că Madara a declarat război, faptul că trebuie Naruto protejat și trebuie ca și Kakashi să devină Hokage. <laughs> și urmează ultimul cadru al acestui episod și al acestui capitol, exact cum v-am promis, a fost un episod cât de lung am putut, mai multe capitole. Haideți să facem un rezumat înainte ca să înțelegem tot ce s-a întâmplat. Pe scurt, Madara a declarat al patrulea război. Sasuke a încercat să-l moare pe Danzo la Summit, însă nu a reușit. Danzo a fugit și cam asta este tot. Madara le-a spus adevărul lui Naruto despre Itachi, adevărul în ghilimelele lui. Sakura a și a spus că iubește pe Naruto, dar a fost de fapt un plan pentru a se ce ia după Sasuke și Naruto să nu se mai bage. Și opt cozi și n-are nici l-a pe, pe Kisame și a furat nevasta. Pardon, sabia. Ultimul dar nu cel din urmă moment al acestui episod. Și aici se încheie episodul nostru. Data viitoare, săptămâna viitoare, discutăm despre Sasuke versus Danzo, unde vom avea multe alte lămuriri despre povestea lui Itachi. Până data viitoare, vă invit să dați un subscribe, un follow acolo pe ce mai e în descriere, nu uitați că pe Patreon a fost deja pus primul episod din Naruto remasterizat. Este și va fi gratis, să nu credeți că voi cere bani pentru acele episoade, dar nu le pot pune pe YouTube pentru că copyright. Dați click pe linkurile din descriere, verificați patronul că este gratis. Trebuie să deveniți membri gratuit. Dacă doriți să susțineți proiectul, vă mulțumesc. Dacă nu, pur și simplu, vizionați-le. Ne vedem data viitoare!